Ne întoarcem din nou la istorie și o să vă spunem că avem un loc foarte frumos spre sudul Bucureștiului, care se numește Mănăstirea Comana și care a fost titorit de domnitorul Vlad Țepeș în secolul 15. Este un loc important, de ce? Pentru că se leagă și de istorie și de religie. Se presupune, legenda spune că Vlad Țepeș a fost ucis undeva între București și Giurgiu și de asemenea că ar fi fost înmormântat în cea mai apropiată mănăstire ctitorită de el din această zonă. Astfel că se crede că ar fi fost înmormântat în Mănăstirea Comana. De asemenea, ca și alte locații, această mănăstire avea ziduri de apărare pentru a proteja comunitatea locală de invaziile armatelor turcești ce veneau din partea de sud. Și de asemenea se poate admira și vizita un muzeu foarte frumos ce se află în pivnița mănăstirii de către turiștii care sosesc aici și se ajunge cam în maximum o oră dinspre capitală, înspre partea de sud, înspre Giurgiu. Astfel că vă așteptăm oricând doriți să vedeți un loc încărcat de istorie și cultură la Mănăstirea Comana.